Pentru cei care preferă filmele animate, numai bune de văzut cu întreaga familie, am pregătit un top cu 10 dintre cele mai bune filme animate disponibile pe Netflix. Fără alte introduceri, să trecem la topul nostru. Pe locul 10 avem filmul Next Gen, care a fost lansat în anul 2018 și este un film de genul acțiune-aventură. Next Gen ne spune povestea lui Mai Su, o adolescentă rebelă și singuratică care trăiește într-o lume în care tehnologia avansată și roboții sunt la ordinea zilei. Viața adolescentei se schimbă complet în momentul în care îl întâlnește pe robotul 7723, care este un robot armat secret. Împotriva tuturor șanselor, aceștia formează o legătură strânsă și pornesc într-o misiune de salvare. Filmul este bazat pe cartea de benzi desenate cu numele 7723, iar filmul a fost produs folosind aproape exclusiv doar programul Blender, care este un pachet 3D de creație complet gratuit. Pe locul 9 avem filmul Over the Moon, care a fost lansat în anul 2020 și este un film de genul aventură-comedie. Over the Moon ne spune povestea unei fetițe inteligente care are o hotărâre de neclintit și o imensă pasiune pentru știință. Aceasta construiește o rachetă pe care vrea să o trimită pe lună, pentru a dovedi existența unei legendare zeițe selenare. Fetița ajunge într-o căutare neașteptată și descoperă lucruri incredibile. Regizat de animatorul legendar Glen Kane, Over the Moon este o aventură muzicală emoționantă despre dorința de a merge mai departe și a îmbrățișa neașteptatul și puterea imaginației. Pe locul 8 avem filmul Hotel Transilvania, care a fost lansat în anul 2012 și este un film de genul aventură-comedie. Filmul ne spune povestea extravagantului hotel de 5 stele, deținut de Dracula, unde monștrii se pot simți în largul lor, fără a fi deranjați de oamenii de rând. Într-un weekend cu totul special, Dracula i-a invitat pe cei mai faimoși monștri ai lumii, Frankenstein cu soția, mumia, omul invizibil, o familie de vârcolaci și mulți alții, pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale Mavis. Totul mergea ca la carte, până în momentul în care un muritor de rând a intrat pentru prima dată în acest hotel și s-a împrietenit cu Mavis. Pe locul 7 avem filmul Spirit, care a fost lansat în anul 2002 și este un film de genul aventură-dramă. Spirit prezintă aventurile unui cal sălbatic și nesupus care călătorește prin zonele pustii și nedomesticite ale Americii, întâlnind omul pentru prima dată în condiții dramatice, atunci când acesta vrea să-l rupă de familie și de locurile natale. Acesta refuză să fie îmblânzit, provocând adevărate conflicte și pierderi materiale. Nici măcar atunci când se împrietenește cu un tânăr indian pe nume Little Creek, Spirit nu renunță la dorința de a fi liber, acolo unde s-a născut și alături de familia lui. În film putem recunoaște vocea lui Matt Damon, câștigător al premiului Oscar, care asigură povestirea acțiunii la persoana întâi, de către personajul principal, și vocea lui James Cromwell, acesta având rolul ambițiosului colonel, hotărât să-l îmblânzească pe Spirit. Pe locul 6 avem filmul The Mitchells vs. The Machines, care a fost lansat în anul 2021 și este un film de genul aventură-comedie. Creatorii producțiilor Spider-Man Into the Spider-Verse, premiat la Oscar, și The Lego Movie ne aduc pe micile ecrane o comedie de acțiune animată despre o familie obișnuită, care se află în mijlocul celei mai mari provocări de până acum, salvarea lumii de la apocalipsa roboților. Totul începe atunci când ciudata, dar creativa Katie Mitchell este acceptată la școala de film a visurilor sale. Aceasta este nerăbdătoare să plece cât mai repede de acasă și să cunoască persoane asemenea ei, însă tatăl ei iubitor insistă ca întreaga familie să o conducă la școală pentru a întări legăturile familiale în această călătorie deloc sânjenitoare sau forțată. Când credeau că nimic nu mai poate contribui la înrăutățirea călătoriei, brusc începe revoluția roboților. Pe locul 5 avem filmul How to Train Your Dragon, care a fost lansat în anul 2010 și este un film de genul acțiune-aventură. Studiourile care ne-au încântat cu filme precum Shrek, Madagascar sau Kung Fu Panda ne-au oferit o altă aventură animată incredibilă din lumea vikingilor și a dragonilor neîmblânziți. How to Train Your Dragon ne spune povestea tânărului viking Sugiț, care este fiul conducătorului vikingilor de pe insula Berg. Acesta pare cel mai slab viking dintre toți locuitorii
insulei, locuitori aflați într-un permanent război cu dragonii. Cu un aspect fizic nu tocmai vânjos și cu alte preocupări decât tinerii vikingi dă seamă cu el, acesta este ținta tuturor ironiilor și o permanentă dezamăgire pentru neînfricatul său tată. Ajuns la vârsta la care trebuie să-și dovedească bărbăția, Sugis trebuie să omoare primul său dragon și să arate că este demn să fie viking. Pe locul 4 avem filmul Klaus, care a fost lansat în anul 2019 și este un film de genul aventură-comedie. Filmul ne spune povestea lui Jesper, un tânăr poștaș din peninsula scandinavă care are șansa de a-și pune amprenta atunci când primește sarcina de a duce poșta într-un sat bizar în nordul întunecat, unde întâlnește un fabricant de jucării misterios și cu barbă albă, numit Klaus. Este foarte interesant de știut că filmul Klaus este primul film original Netflix animat din istoria companiei. Proiectul îi aparține lui Sergio Pablos, care a venit cu ideea filmului în anul 2010, filmul fiind produs în întregime în Madrid, Spania, de către o echipă internațională formată din unii dintre cei mai talentați desenatori din toată lumea. Filmul aduce un stil de animație unic, prin care se îmbină tehnici de animație care presupun desen de mână și tehnologie de ultimă oră, și ne spune o poveste incredibilă care cu siguranță te va impresiona. Pe locul 3 avem filmul The Witcher, Nightmare of the Wolf, care a fost lansat în anul 2021 și este un film de genul acțiune-aventură. Dacă ți-a plăcut serialul The Witcher de pe Netflix, seria de cărți sau jocul The Witcher, acest film nu trebuie ratat. Totodată, dacă nu știi nimic despre universul The Witcher, acesta este filmul perfect, deoarece acțiunea din film are loc mult înaintea serialului. Filmul ne arată trecutul vânătorilor de monștri și ne spune povestea lui Vasemir, mentorul lui Geralt, unul dintre cei mai neînfricați vânători, care și-a lăsat trecutul în spate pentru a duce o viață riscantă și plină de surprize. Când un monstru ciudat începe să terorizeze un regat dezbinat politic, Vasemir se trezește în mijlocul unei aventuri terifiante, care îl forțează să își înfrunte demonii propriului trecut. Pe locul 2 avem filmul Spider-Man Into the Spider-Verse, care a fost lansat în anul 2018 și este un film de genul acțiune-aventură. Inspirat de personajele din cartea de benzi desenate a scriitorului Brian Michael Bendis și a artistului plastic Sara Picelli din 2011, filmul se axează pe aventurile unui adolescent afro-latino-american din Brooklyn, Miles, care încearcă să se integreze într-o școală privată din Manhattan. Acomodarea la noua școală pare a fi destul de grea pentru Miles, care ar prefera mai degrabă să petreacă timp cu prietenii săi sau să-l viziteze pe uncul său Aaron, care îl încurajează în pasiunea sa pentru graffiti. Deși Miles îl idolatrizează pe Aaron, uncul său este o persoană complexă care a avut probleme cu legea în trecut. Viața lui Miles devine și mai complicată atunci când este mușcat de un păianjen radioactiv, care îl face să dobândească abilități și trăsături supranaturale, iar de aici lucrurile se complică și mai mult. Pe locul 1 avem filmul Spirited Away, care a fost lansat în anul 2001 și este un film de genul aventură. Acesta este cel mai de succes film din toate timpurile în țara sa natală, Japonia, și este o aventură încântătoare și plină de fiori, atât pentru adulți cât și pentru copii. Câștigător în anul 2003 al Oscarului pentru cel mai bun film de animație și al Ursului de Aur de la Berlin, Călătoria lui Chihiro, tradus în română, ne spune povestea unei fetițe ambițioase de 10 ani. Fericită că familia sa își mută domiciliul și va trebui să își facă prieteni noi. Tatălui Chihiro se abate de la drumul său spre casă pentru a explora un tunel misterios din pădure. Pe partea cealaltă pare să fie un parc de distracție, însă este un oraș bântuit, iar din acest moment povestea se schimbă complet. Înainte de a încheia acest videoclip, v-aș ruga să îmi scrieți în secțiunea de comentarii care sunt filmele voastre animate preferate de pe Netflix. Cam atât pentru videoclipul ăsta, eu vă mulțumesc pentru vizionare și dacă vă place ceea ce fac, vă invit să vă abonați. Pe data viitoare!